Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Continuăm seria noastră de clipuri scurte în care învățăm lucruri utile, învață în 10 minute, cu un episod despre Docker. Ce este Docker și cum ne ajută, vom descoperi în minutele următoare. Vom aborda și partea practică, nu numai teorie, în care ne vom crea un container cu o simplă aplicație în Node.js. Vom aborda subiecte precum instrucțiunile în Dockerfile, ce sunt volumele, networking și Docker Compose. Ce este Docker? Ei bine, dacă vrei să îți lansezi aplicația în producție către utilizator real, cel mai important aspect ce trebuie să-l înțelegi sunt containerele. Vedeți voi, când lucrați la un proiect local, la voi pe mașină, totul merge perfect. Dar dacă trebuie să transferați proiectul pe un alt calculator, o să observați că uneori nu mai merge totul ca acasă. În practică, Docker ne ajută să împachetăm proiectul nostru astfel încât să ruleze pe orice hardware, cloud în special. Am făcut o schemă care simplifică înțelegerea. În mod normal, noi avem un hardware și un sistem de operare, iar Docker practic vine peste aceste două layere cu engine-ul și creează un environment standard peste care alte containere pot rula, de exemplu app1 și app2. Un Dockerfile este un set de instrucțiuni pentru a construi o imagine de Docker, un Docker image este un template pentru a rula containerele de Docker, iar un container de Docker este pur și simplu un proces care se execută. Pentru a parcurge acest tutorial, vă invit să instalați și să descărcați Docker Desktop, intrați pe site-ul lor și aveți aici un buton mare, o să apară Download for Mac, for Linux, for Windows și dați click și îl instalați ca orice alt program. Îți instalează tot ce trebuie și ca bonus primești o interfață grafică în care poți vedea toate containerele care rulează. După ce ați instalat Docker, putem să și scriem prima noastră comandă. Dacă scriem, de exemplu, Docker PS, o să vedeți că în acest moment nu avem niciun container care rulează. Docker PS este una dintre comenzile ce le vom explora mai departe. Ca programator, probabil v-ați întâlnit deseori în proiecte cu fișiere numite Dockerfile. Ei bine, acestea definesc environmentul în care containerul nostru va rula. Practic, oricine găsește acest Dockerfile poate să își creeze o imagine pentru a rula aplicația folosind Docker Engine-ul. Am pregătit aici un proiect în Express, un proiect foarte simplu, am făcut 3 rute de GET ce pot fi apelate și după ce apelezi rutele de GET primești un response sub forma unui mesaj înapoi. Nu este nimic foarte fancy, voi dacă vreți puteți să folosiți aplicația sau proiectul vostru ca să creați containerul de Docker. Înainte de toate, vă recomand să vă instalați o extensie care vă ajută să lucrați cu Docker. Dacă folosiți VS Code, găsiți extensia de la Microsoft și practic în momentul în care ai instrucțiuni ce nu le înțelegi, pui cursorul pe ele și poți vedea mai multe detalii. Prima comandă este from, cu ajutorul căreia putem defini imaginea de bază peste care noi putem să construim containerul nostru. Aveți mai multe imagini de bază la dispoziție, de exemplu dacă spunem from Ubuntu, 20, va lua de pe Docker Hub. Acesta este Docker Hub-ul, intrăm pe Ubuntu și va lua practic această imagine de bază care este un Linux Debian. Acum orice imagine de bază are mai multe versiuni sau mai multe taguri, iar pentru a specifica asta poți să spui from Ubuntu 2. versiunea ce vrei să o folosești. O să vedeți că se folosește de obicei latest, care este un tag care de obicei pointează către ultima versiune, dar nu tot timpul, sau taguri generice, poți să dai denumiri tagurilor tale. Uite, de exemplu, putem să spunem Ubuntu 2. focal. Dar nu ăsta este scopul nostru, noi nu vrem să folosim Ubuntu, deoarece nu are toate chestiile necesare pentru a rula un proiect cu Node, dar noi în schimb putem să luăm direct imaginea cu Node-ul, folosind from Node 2.20, luăm imaginea de Linux cu tot ce trebuie lui Node ca să funcționeze, lui Node versiunea 20, că de-aia și tagul are 2.20. Mai departe vom defini un work directory cu comanda workdir app. Workdir practic creează folderul și îți dă CD în el, nu face nimic altceva. Fiecare comandă ce noi o rulăm în acest Dockerfile este considerat ca un layer. Iar layerurile acestea sunt cache-uite, fiindcă poți avea fișiere de Dockerfile cu sute de linii și la un moment dat schimbi o singură linie. Nu vrei ca toate alea 100 de linii să se execute, vrei doar linia care s-a modificat și liniile care sunt sub acea linie. Mai departe, dacă scriem run apt-get -i update și upgrade,
grade. Aceste două comenzi, cu run practic execuți o comandă ca și cum ai rula o comandă în terminal, iar aceste două comenzi fac update repository-ului și se asigură că ai ultimele pachete și toate adresele la zi. Mai departe, să spunem că vrem să instalăm și anumite comenzi de Linux ce nu sunt în acest container, iar pentru a face asta depinde de imaginea de bază, doar cu Node poți să folosești apt-get și dacă pui minus Y install nano și zip, îți va instala pachetele nano, care este un editor, și zip, pentru a putea arhiva sau dezarhiva arhivele după bunul plac. Acum că am făcut update la sistemul nostru de operare, putem să începem pregătirea containerului efectiv. Primul pas este să ne aducem package.json-ul nostru, să-l punem în app, iar mai departe să și instalăm pachetele noastre. Eu voi da yarn install, fiindcă folosesc yarn. Iar acum pachetele se instalează, tot ce mai trebuie este să și copiem fișierele noastre. Pentru asta voi scrie copy... Va copia tot ce se află în acest folder. El se uită tot timpul unui docker file-ul și acolo unde este docker file-ul, de acolo va și copia. Cu copy... practic copiez tot ce se află aici. Dar acum vedeți voi că noi cu yarn install practic am creat acest folder node modules. Și dacă dăm copy... n-am vrea să copieze din nou node modules, fiindcă ăsta e un node modules de pe Mac, iar înăuntru containerului va fi un node modules de pe Linux. Chestiile astea se cam bat cap în cap la un anumit punct, iar pentru asta ne vine în ajutor fișierul docker ignore. Este un fișier ascuns, de aia începe cu punct și funcționează exact cum funcționează și un git ignore. Puneți în el fișiere sau foldere, iar acestea vor fi ignorate în momentul în care lucrezi cu un Dockerfile. Din moment ce am pus folderul nostru non-modules în acest fișier docker-ignore, nu va mai fi luat în considerare în momentul când copiez totul. Mai departe trebuie să dăm run yarn build pentru a transforma TypeScript-ul în JavaScript. Vom defini o variabilă environment. O variabilă environment este o variabilă care rămâne cu tine pe tot parcursul procesului și poate fi accesată, și această variabilă env poate fi accesată și de alte procese. Voi defini variabila mea ca fiind portul 3003. Aici, dacă vedeți în server, eu am definit portul 3000 ca by default, în cazul în care variabila env port nu este găsită. În cazul în care este găsită va fi ce e acolo, iar în cazul în care nu e găsită va fi 3000. Așa îmi pot da seama dacă variabila a fost citită sau nu. De-aia am pus aici 3003 și în server am lăsat 3000. Bineînțeles că trebuie să și deschid containerul pe portul 3003, fiindcă inițial, din fabrică, să zic așa, toate porturile sunt închise, trebuie să le dai tu manual expose. Iar la final, ce e cel mai important, vom da un yarn start pentru a porni containerul nostru. Iar acum că avem Dockerfile-ul, trebuie să construim imaginea noastră de Docker. Cum putem face asta? Ei bine, cu comanda docker build. Avem mai multe argumente și flag-uri la dispoziție, însă eu vă voi spune doar de argumentul -t, prin intermediul căreia îi putem da o denumire containerului nostru, pardon, imaginii noastre, fiindcă acum avem, vom avea doar o imagine, nu un container, și voi da tutorial 10 minute, să spunem. Iar mai departe punem punct, fiindcă aici se află fișierul Dockerfile. Dacă se afla în alt folder, trebuia să spunem alt folder slash Dockerfile. Da, fiindcă nu e cazul, e suficient docker build minus t și punct. No, bun, imaginea noastră a fost builduită cu succes. Aici vedeți, din câte vă spuneam înainte, avem 9 layere. Primul layer era cel în care aducea nodul. Iar mai departe, layerele 2, 3, 4 și așa mai departe sunt efectiv comenzile, una câte una. Dacă, de exemplu, mai vrem să instalăm un alt pachet, să spunem, nu știu ce pachet am mai vrea să instalăm, Vim, poate nu e instalat. Dacă îi dăm din nou, o să vedeți că totul era cheșuit, vedeți, linia 2, 3, 4 era cheșuită, iar acum linia 5 s-a executat, fiindcă na, asta nu era deja acolo. Și acum o să se execute și toate layerele care urmează după layerul modificat de noi, fiindcă astea depind una de alta. Dacă unul de sus s-a modificat, atunci trebuie construite la loc toate cele ce urmează după ce am modificat noi. Bun, acum noi avem practic imaginea noastră de Docker, trebuie doar să mai și pornim un container cu aceasta.
Pentru asta vom apela la comanda Docker Run Tutorial 10 minute și o să vedeți că serverul e online pe portul 3003, portul ce i-l-am dat și noi. Numai că în momentul când încercăm să accesăm această adresă, nu putem face asta, deoarece containerul nostru nu are porturile deschise. Imaginea are portul deschis, dar containerul nu are. Noi nu putem să ne conectăm la acesta. Așa că haideți să deschidem o nouă fereastră de terminal și să scriem o comandă. Docker Run minus P 3004 3003. Minus P specifici portul, iar eu i-am specificat portul intern 3004 ca să pointeze către portul 3003. Acum dacă încercăm pe 3003 vedem că nu merge, dar în schimb pe 3004 totul funcționează cu succes. Să spunem și un ping și vedem că primim înapoi răspunsul Pong. Puteam bineînțeles să pun portul 3003, 2.3003, dar am vrut să fie mai evident pentru voi care e portul intern de pe mașină și care e portul intern de pe containerul de Docker. Haideți acum să reluăm comanda ce am scris la început, Docker PS, și vedeți că avem două containere ce le putem închide. Primul container vedeți că nu are niciun port forwarding, în schimb primul container are, fiindcă l-am specificat noi manual. Pentru a omorî containerele de Docker, scrieți Docker kill, după care copiați containerul. Și o să primiți un răspuns înapoi cu același ID dacă acesta a fost omorât cu succes. Și dacă dăm Docker PS, vedeți că a fost omorât cu succes. Și îl închidem și pe cel de-al doilea. Și acum, dacă dăm din nou Docker PS, vom vedea că nu mai avem nimic de omorât. Am ucis tot. Docker Desktop este practic interfața grafică a Docker-ului în care poți să vezi mai multe chestii, precum containerele, imaginile, volumele, dacă ai volume comune și așa mai departe. Aici putem vedea noi că avem un container în picioare, fiindcă tocmai ce l-am ridicat, și cum putem face noi debugging pe el, fiindcă uneori se întâmplă că nu toate lucrurile merg așa cum le-am planificat noi, unele lucruri pot merge prost. De asta avem interfața asta, fiindcă ne ajută foarte mult. Putem vedea logurile, putem să inspectăm diferite chestii, nu știu ce sunt astea. Putem să executăm comenzi, o să vă arăt și cum putem să executăm comenzi direct din terminal fără interfața grafică de la Docker. Am dat un S, am dat un PVD să văd unde mă aflu. Putem să vedem și fișierele ce se află pe container, ăsta e foarte util dacă vreți să transfer loguri sau fișiere mari. Și cam atâta, diferite statistici în care îți arată CPU și RAM usage-ul, dar nu asta ne interesează. Haideți să vă arăt cum vă puteți loga pe containere și fără interfața grafică. Dați Docker PS, luați ID-ul, după care scrieți docker exec -it -u root, îi specificați să fie interactiv și, și să aveți userul root, după care ID-ul, după care bash. Dați Enter și acum practic suntem logați pe container, putem să dăm aceleași comenzi ce le-am dat și înainte. Vedeți că am dat un PVD și un LS pentru a vedea unde mă aflu și toate fișierele. Iar acum orice comandă ce vom scrie va fi comenzi executate direct pe container. Pentru a ieși apăsați Ctrl D și pentru a închide terminalul la fel. Ctrl D sau Ctrl C, depinde ce sistem de operare folosiți. Haideți să discutăm acum și despre volumele Docker. Avem unele use case-uri în care am vrea ca după ce containerul este omorât să se păstreze datele din el, fiindcă în mod normal, când un container moare, moare și tot ceea ce s-a regăsit pe el. Dar dacă, de exemplu, avem o bază de date MySQL, în momentul în care containerul moare, fiindcă, nu știu, este prea supra-solicitat, s-a întâmplat o eroare, diferite cazuri, nu am vrea ca toate datele utilizatorilor de pe bază de date să se piardă. Vom vrea să fie stocate undeva și, eventual, dacă se poate, să mai aibă și altă lume acces la el. De aceea vom folosi volumele Docker. Puteți face asta în mai multe moduri, dar cel mai ușor mod este cu Docker Compose, un fișier despre care vom discuta acum. Cu Docker Compose poți să gestionezi simultan mai multe containere de Docker. Fiindcă tu într-o aplicație, depinde acum cum este concepută aplicația, dar poți să ai mai multe servicii. Ai un serviciu pentru logare, ai un serviciu pentru plătit cu cardul, ai un serviciu pentru gestionare și așa mai departe. Și vrei ca toate serviciile astea să fie pornite deodată în momentul în care tu pornești aplicația. Nu vrei ca userii să poată plăti cu cardul, dar să nu se poată înregistra sau mai știu eu ce. Vrei ca totul să fie fresh. Vom începe cu version free, fiindcă asta e prima linie din orice Docker Compose.
Vedeți aici că avem un fișier. YAML nu este un fișier cum aveam și înainte, așa că trebuie păstrat o anumită structură. Mai departe, începem prin a defini serviciile. Eu acum o să am cel mai simplu Docker Compose ever. Vom avea un API, așa punem denumirea, i-am zis o să se numească API, deci nu e un keyword rezervat cum e services, de exemplu. După care build, îi spunem să construiască ce se află în acest folder. Putem să-i punem depends on, în sensul care containerul ăsta nu va porni dacă nu este pornit și serviciul de care acesta depinde. Și vom spune că depends on database, fiindcă îmi voi defini eu mai încolo un serviciu numit database. Mai departe, îi spun să fie disponibil pe porturile 3004, 3003 sau 3003, 3003, cum vreți voi. Și să ne definim și database-ul. Database-ul, în schimb, nu va mai fi builduit. El va prelua o imagine deja existentă, o imagine care se află pe Docker Hub. Și voi spune image MySQL pentru a folosi imaginea MySQL. Dacă nu-i specific tag-ul, atunci se va folosi tag-ul latest. Environment, aici trebuie să-i specificăm niște variabile de environment. Cum am specificat aici în Dockerfile, în Docker Compose trebuie să-i dau parola by default pentru root și voi spune că MySQL root password va fi value și voi atașa un volum. Să spunem că vrem să se numească db data folderul din container, iar aici jos de tot, ca să-i specific volumul, trebuie să folosesc linia volumes, este o linie rezervată așa cum este și cea de la services, în care tot ce trebuie să fac e să scriu db data două puncte și asta e tot. Așa am definit un volum care va fi folosit de către baza mea de date. Și dacă containerul cu bază de date moare, e bine, totul va fi salvat în volumul ăsta și putem să repornim containerul ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Acum haideți să vedem și cum pornim ce am făcut noi aici. Foarte simplu, trebuie să scrieți docker compose app-d. Scrieți minus D, fiindcă vreți să fie totul. De fapt, hai că facem fără minus D să vedeți ce se întâmplă. Se creează. Bun. Toată lumea merge, toată lumea se înțelege. Haideți să vedem și în dashboard că acestea apar. Vedeți că acum nu mai avem un simplu container, avem un container grupat. Avem database și API. Și acum dacă dăm Ctrl-C, am oprit terminalul și se opresc și containerele mele. Dacă am fi dat minus D, minus D vine de la detached, adică nu-l interesează pe Docker că eu am închis consola. Vedeți, am dat minus D și acum pot să execut alte comenzi. Iar pentru a opri, scriem docker compose down și totul va fi închis. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Eu am fost Mihai. Ne auzim data viitoare.